Întreaga activitate s-a desfășurat la bordul navei Ștefan cel Mare a gărzii de coastă. Aici s-a exemplificat modalitatea în care poliția de frontieră acționează zilnic pentru combaterea migrației ilegale și salvarea de vieți omenești la Marea Neagră. La exercițiu au participat și alte două mijloace de mobilitate navală din dotarea gărzii de coastă. Centrul de coordonare SCOMAR a detectat o țintă în largul Mării Negre, a informat nava care se afla în patrulare în zona de competență pentru identificarea acestei ținte. După ce au identificat embarcațiunea cu migranți prin mijloacele proprii, polițiștii de frontieră au pus în aplicare procedurile specifice în aceste cazuri. Migranții au fost preluați și duși către o zonă de primire. Migranții sunt preluați, sunt duși în arii de primire, unde mai multe autorități ale statului efectuează un control preliminar, un control medical pentru a ne asigura că sunt într-o stare bună și că nu sunt pasibili de anumite boli, după care se desfășoară procedurile noastre specifice pentru identificarea lor, ulterior fiind predați către Inspectoratul General pentru Imigrări. În primele 6 luni, peste 1 milion de persoane au trecut frontierele României. 700.000 au fost cetățeni europeni, iar restul au provenit din alte zone ale lumii. Au fost constatate 383 de infracțiuni și s-au dat 346 de amenzi, însumând 180.000 de lei. Pentru polițiștii din punctele de trafic, Europol a adus experimental câteva camere video din genul celor care se atașează la uniformă. Deocamdată doar 5, urmând ca numărul lor să crească pe parcurs. Trebuie să vedem și eficiența lor, dacă este cea pe care noi am preconizat-o. Trebuie să vedem și modul în care colegii noștri percep acest lucru și dacă proiectul își va atinge scopul, clar, eforturile vor fi mai mari. Dispozitivele audio-video au fost achiziționate de către sindicat cu prețul de 1.000 de lei fiecare.